Ei fac haz de necaz chiar și de ziua lor, iar hazul nu e supărător atunci când copiii sunt autorii. S-a lansat o nouă modă printre elevi să facă filmulețe despre moravurile societății pe care se le distribuie apoi pe rețelele de socializare. Pentru ei este un semnal de alarmă pe care vor să ni-l dea nouă adulților. Sunt Justin, zi și Jessica. Puștii deștepți și-au găsit o nouă joacă, una serioasă, să facă haz de moravurile societății în care trăiesc. Îi iau peste picior pe adulți și nu oricum, postează pe rețelele de socializare filmulețe pamflet. Black Friday, toată lumea, boc, dă-i la joale, boc, la ficat, boc! Apropie Crăciunul, se apropie Revelionul, puștii colaie! Dani și Justin sunt în clasa 6-a, Rareș e într-a 7-a. Împreună se numesc Free Show. Vrem, nu știu, să trezim lumea la realitate. Mergeam pe stradă și vedeam multe nereguli și m-am săturat. Așa ne-a venit ideea, ca ei doi să apară un videoclip, că sunt foarte amuzant și eu să filmez. Controlul. Prima lor temă a fost să tragă un semnal de alarmă în legătură cu ce se întâmplă în autobuz. Îmbulzeala. Da, am ajuns! Alo, dragicele! Ce faci, frățică? Mamă, băi, am dat-o petrecere! Astăzi s-au pregătit și ei de parada de 1 decembrie. Nu putea să fie trecută cu vederea într-un pamflet. Și atenție! Acțiune! Salutare, lume! Bun venit la Free Show! Uite, tată, uite avioanele! Ca niște profesioniști adevărați, au mers și la Arcul de Triumf. Interesant dacă nu ar fi o paradă stick militară, nu? Nu v-ar plăcea să vedeți și altceva în afară de arme? Da. A, așa și noi. Alte întrebări? Gata? Acțiune! Haideți, frate, suntem și noi copii, nu ne puteți răspunde la întrebări? Acești puști nu sunt singurii care fac pamflete. Este o modă prin cartiere ca elevii să se bată cu pumnul în piept, că au făcut cel mai amuzant filmuleț. Stați geană pe noi, urmează și alte episoade și nu uitați, dați libertatea și la alții. Actorul